Pe Discovery Channel s-a difuzat în anii din urmă o emisiune care prezenta cele mai murdare meserii. La nivelul județului Buzău, o astfel de meserie este cea de sortator de gunoaie, la stația înființată de Societatea de Salubrizare la Gălbinaș. Muncitorii stau lângă bandă ore întregi, iar prin mâinile lor trec zeci de tone de deșeuri, colectate în special din municipiul Buzău. Mirosul gunoaielor nu îi deranjează însă prea tare. Sunt echipați cu măști speciale care îi protejează de mirosurile grele. E de notat și că hala în care lucrează e puternic ventilată. Lucrătorii se plâng mai mult de statul în picioare, timp de mai multe ore pe zi. În rest, spun ei, e un job ca oricare altul, după ce s-au obișnuit cu condițiile. Vara este anotimpul pe care îl urăsc gunoierii, deoarece, din cauza căldurii, mirosurile sunt mai puternice. Nu este o muncă foarte grea, e un job ca oricare altul. E suficient de ușor, conștiincios, deci nu e nicio... Adică o altă problemă. Să zicem, stat în picioare. Deci nu miros nu e o problemă. Ați mai lucrat în domenii conexe? Da, eu am mai lucrat. Sunt sortator, presator, reciclabile, deci pe reciclabile. Ușor nu este, este obositor pentru că stai în picioare asta în primul rând. În al doilea rând, nu tot mereu este mirosul plăcut. Vara este un pic mai rău, dar avem clima făcută ca să meargă. Dumneavoastră sunteți deranjat și colegii dumneavoastră bănuiesc mai mult de statul în picioare la bandă decât de... Cam ambele sunt aceeași problemă, numai că având tehnologiile astea noi acum, totul merge mai bine. O vorbă din popor spune că gunoiul unora este comoara altora. Zicala se potrivește angajaților mai norocoși de la stația de sortare. Muncitorii au găsit pe bandă în mai multe rânduri și lucruri de valoare, de la mici bijuterii din aur până la argintărie și aparatură electronică. De asemenea, buzoienii au mai aruncat în ultimul an haine, pantofi și chiar sticluțe de parfum nefolosite. Bunurilor de valoare li se adaugă și deșeuri care nu își au locul în sacul galben, de la scutece până la prosoape și resturi alimentare. Mai sunt, ba, un pantof, ba, o cizmă, ba, o sandală, în funcție de anotimp. Perechi n-ați găsit niciodată un perechi? Nu m-am orientat așa, să vedem. A trecut prima. Ce ați mai găsit? De vasă din astăzi, nu știu ce să vă zic. Deci de toate, diverse, de toate. Și piese de aur, argintării, vase, noi, bine, depinde ce vin de la Carrefour-uri, parfumuri, tot felul de... Închipuiți-vă absolut orice. Până de la aparatură electronică, până la orice... În general și lucruri care pot fi refolosite. Da. Sunt o grămadă de... Stacul galben ar trebui haine, eu știu, frunze de varză, uitați, prosoape. Am înțeles că trebuie și pamper. Și pamper și mai multe. Asta n-ar trebui. E omul comod și aruncă acela... Probabil din neglijență sau probabil să are sacul mai la îndemână să nu mai ducă la pubelă, eu știu. Zilnic la stația de sortare ajung în medie circa 100 de tone de deșeuri. În jur de 15% din deșeuri sunt extrase de pe bandă și predate apoi firmelor de reciclare.